Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video din seria noastră O pictură pe zi. Astăzi este ziua cu numărul 17 și vom picta acest fluturaș drăgălaș pe o floricică pe un fundal verde de armată, să zic așa. Deci luați ce aveți nevoie și haideți să începem. Eu voi picta pe un carton pânzat, dimensiunea 20x20 cm. Voi folosi culori acrilice, le voi dilua cu apă. Pentru fundal o să folosesc un verde mai închis, un verde mai deschis, vedeți, un fel de verde măstin așa, un fel de cachi, verde armată, și un maro o să mai folosesc. Și cu o pensulă numărul 50 pătrată o să încep să fac fundalul. Sper să vă placă, nu uitați, apăsați butonașul de like, înseamnă foarte, foarte mult pentru mine și de asemenea, dacă vreți, puteți sau știți că aveți prieteni, puteți să distribuiți acest videoclip pe Facebook, pe Instagram, mă ajută foarte mult și poate ajung și eu și la alți oameni care sunt interesați de pictură și vor să învețe să picteze. De asemenea, dacă nu ați făcut deja, subscribe plus clopoțelul de notificări dacă vreți să vă notifice YouTube-ul de fiecare dată când postez, adică zilnic. Iar dacă nu știți care e treaba cu provocarea asta, eu m-am înhămat, să zic așa, la un challenge, la o provocare, și anume să pictez o pictură pe zi timp de 365 de zile, adică fiecare pictură o să fie tutorial pas cu pas, pentru începători și nu numai, narat și explicat, deci dacă vreți să vă dezvoltați și voi artistic, eu provocarea aceasta o să o fac între 1 aprilie 2019 și 1 aprilie 2020. Deci, dacă vreți să vă îmbărcați cu mine pe călătoria creativă, dați subscribe, click pe clopoțel de notificări și să începem să pictăm, ceea ce eu și încep să fac, după cum vedeți. Fundalul vreau să fie așa, vreau să fie ca și cum ar fi o vegetație undeva în spate, pe fundal, dar un pic așa mai, fără să se vadă ceva anume, așa, mai multe culori de vegetație, blurate cumva. Și pur și simplu, cu pensula, dau prin verde deschis, dau prin verde închis, încerc să fie totuși un fel de vinietă, încerc să țin verdele deschis mai spre centru și verde închis, verde măslină cachi spre maro, spre exterior, spre exteriorul pânzei mele. Voi, dacă nu aveți carton pânzat, puteți desena, puteți picta pe o foaie, dacă este specială pentru acrilice sau pentru acuarele, trebuie să fie groasă, să aibă 300 grosimea. Și este ok, chiar dacă se va ondula un pic, după ce se usucă la final, o puteți presa înapoi la forma inițială. Iar acest fundal, eu nu pot să spun că vreau să iasă în fel anume, adică fiecare cum îi iese, cum se pare că e ok la un moment dat, îl faceți așa și așa îl lăsați. Până se usucă, ceea ce am făcut și eu acum, și apoi începem să facem floricica. De menționat este că după ce s-a uscat, eu mi-am făcut creionul floricica și asta vă sfătuiesc și pe voi să faceți. Ajută foarte mult dacă faceți cu o schiță înainte. M-am mai spus, eu îmi fac mai întâi schița pe o foaie de hârtie, apoi fac și pe suprafața pe care pictez cu un creion. Și acum pur și simplu colorez petalele care le-am făcut în creion. Bine, schița în creion e simplistă, dar îmi dă așa o idee cam ce vine unde, ca să știu să nu fac, de exemplu, floarea prea mare sau prea în centru sau prea, să fie totul cum vreau să fie. Asta e ideea și de asta e foarte importantă schița. Vedeți că roșul meu, fiind un pic transparent, chiar dacă nu l-am diluat cu apă, la modul se vede verdele de pe dedesubt și e așa un pic întunecat. Ceea ce așa am și vrut să întâmple, puteam să, dacă vreau să nu se vadă, făceam mai întâi floarea în alb. Făceam floarea cu alb, lăsam să usuce albul și apoi făceam floarea cu roșu peste albul respectiv, și pentru că albul bloca și ar fi boostat, să zic așa, pigmentul de culoare roșu. Dar eu vreau așa o floricică un pic mai mocirlită. Ca și sfat când desenați floricele, e să faceți vârfulețele, vedeți, să nu fie toate în aceeași direcție. Asta ar fi un sfat. Și alt sfat destul de important este să încercați să nu faceți petalele, cum să vă spun eu, una lângă cealaltă, să le faceți suprapuse.
să fie una mai mare, cum eu am pe aceea din stânga jos, care este peste și vecinile, peste vecinile ei din stânga și din dreapta, iar apoi să aibă fiecare petală să fie o latură băgată sub petala de lângă și o latură peste cealaltă sau ceva de genul ăsta. Dar modul să fie cumva intercalate petalele, să nu fie una lângă alta. Dacă faceți o floricică, la modul eu acum vreau să fac floricica cumva nu total deschisă. Acum pun un pic de alb în roșu când fac zona centrală a fiecărei petale, pentru că încerc să luminez un pic zona. Pensula pe care o folosesc este o pensulă ori pătrată, ori rotundă, numărul 6, numărul 4, puteți folosi numărul 8. Pensulele și mărimea lor, în general, au de-a face cu suprafața pe care o pictați. Dacă faceți o chestie mare, o să aveți nevoie de o pensulă mare, evident. Și dacă faceți chestiuțe micuțe, detaliate, o să aveți nevoie de pensulici mici. Nu contează. Oricum, sper că pictați cu mine. Ca să învățați să pictați, într-adevăr, e foarte important și să vă uitați, să urmăriți, pentru că din tutoriale puteți învăța și puteți reține o grămadă de informații și o grămadă de ponturi. Dar cea mai sigură și cea mai rapidă metodă de a învăța să pictați este pur și simplu să pictați și voi. De exemplu, cu tutorialul meu, pas cu pas, pictați odată cu mine, deși viteza la care e dat videoclipul este mai mare, este de 2 ori viteza reală, dar puteți pune pauză când o iau un pic înainte filmare. Și dacă vreți să-mi arătați ce ați pictat sau aveți, să-mi puneți întrebări, puteți. Întrebările puteți pune ori în comentarii mai jos, ori să-mi trimiteți pe Instagram și tot pe Instagram puteți să-mi trimiteți pozici cu ce ați pictat voi, dacă vreți să vă dau sfaturi sau dacă vreți să vă spun părerea mea sau dacă pur și simplu vreți să-mi arătați. Nu sunt foarte activ pe Instagram cu postările, în schimb răspund la mesaje și pe Instagram și pe YouTube în măsura în care pot, cât de repede pot. Altă chestie care este foarte importantă când pictăm este să nu uităm că pictura este o relaxare. Pictura este pur și simplu o deconectare de la tot și toate și o pierdere, să zic așa, în actul de creație. Nu trebuie să fim stresați că nu ne iese ceva sau că nu știm să facem ceva ca cineva sau ca altcineva, pentru că nu despre asta e vorba. Nici eu nu știu să fac multe chestii ca foarte multă lume care face chestiile acelea mult mai bine decât mine. Dar eu sunt la nivelul meu, ei sunt la nivelul lor, voi sunteți la al vostru și fiecare la nivelul nostru suntem într-o continuă creștere și dezvoltare. Și cei care sunt maestri în momentul de față n-au fost mereu, au fost și ei și ca mine și ca voi. Toate sunt etape. Deci nu trebuie să vă stresați prea tare cum vă iese, ce vă iese și ce faceți. Mai mult, deci nu știu cum să vă spun, mai important este decât finalul, adică cum vă iese la final ce ați pictat, mult mai important este tot traseul, parcursul în care pictați ceea ce pictați. Ca și în viață, nu finalul este scopul, călătoria. Călătoria e ceea ce e important. În jumătate, cu roșu amestecat cu maro, cu mai mult maro, facem centrul florii noastre. Și o să o deschidem într-o parte, amestecând un pic de alb, ca să fie o zonă mai luminoasă și o zonă mai întunecată în cadrul centrului, pardon, al floricelei noastre. Da, și după cum spuneam, ideea este să ne relaxăm, ideea este să nu punem presiune pe noi, nu vrem să fim următorii, nici eu nu vreau să fiu și nici voi n-ar trebui să vreți să fiți următorul Van Gogh, următorul Michelangelo, următorul nimic. Nu contează, pur și simplu distrați-vă, relaxați-vă și creați și dezvoltați-vă, pentru că pictura dezvoltă la orice vârstă, nu știu exact minima vârstă care este recomandată și permisă ca să nu își facă rău un copilaș, eu știu, dar de la o vârstă destul de fragedă până la cea mai înaintată vârstă, pictura este o modalitate foarte, foarte importantă de relaxare a minții și de dezvoltare a laturii creativ-artistice. Este minunat. Și eu de ce am făcut acest canal, am făcut tocmai ca să încurajez și ca să arăt și ca să cumva să
nu știu dacă să încurajez. Poate multă lume nu-și dă seama că ar putea picta, poate multă lume, pentru că ni s-a hrănit acest concept că vai, am talent, pictez, n-am talent, nu pictez. Ei, eu n-am avut talent și vă spun că nimeni n-are talent, în mod special. Talentul nu e nimic altceva decât e un nume dat la răbdarea și munca pe care o persoană a depus-o în abilitatea pe care a învățat-o. Acela e talentul, nu altceva. Vedeți că între floricele, între petale, am pus un pic de maro, am mai închis un pic roșu și am creat niște zone foarte, foarte simpliste de umbră. Din nou, nu este o floare detaliată, este o floare simplă pentru începători pe care oricine ar putea și va putea să o facă. La fel este și fluturașul care va fi poziționat pe floricică. Acum, cu maroul acel închis, care l-am folosit și prin decor, facem corpul fluturașului, o să-i facem și capul, tot cu același maro. Foarte important, și nu v-am spus până acum în acest video, este ca pensulele să fie mereu între folosiri curate. Să nu lăsați pensulele să usuce vopseaua în ele, pentru că se strică. Întotdeauna trebuie să curățăm pensula după fiecare folosință, iar după ce terminăm de pictat cu totul, trebuie mers cu ele undeva unde e apă caldă și spălate bine, bine, bine. Cu apă caldă se ia și, cum vedeți că eu am urdărit paleta aceea mea improvizată în care îmi țin culorile amestecate, tot la fel cu apă caldă se spală. Și acum am un galben muștar, un galben ocru, să zic așa, cu care o să facem aripile fluturașului nostru. Pur și simplu le-am conturat în creion, le-am delimitat, ca să zic așa, și le colorez. O să le dau un strat de galben, tot la fel am pus galbenul pe verde ca să ia un pic așa din, să se vadă prin pigmentul galben, pentru că este un pic transparent, să se vadă și fundalul verde, la fel ca să fie așa o sinergie frumoasă cromatică. Și vom face aripioarele, aripioara din față, aripioara din spate, nu știu că e din spate neapărat, dar cea de-a doua care se vede în această parte. Vedeți, eu am acoperit o parte din floare, dar v-am mai spus eu, în pictură pictăm în straturi, în layer-uri, de mai departe înspre prim planul care e cel mai lângă noi. Iar ca și straturi este fundalul, care e cea mai depărtată parte a compoziției noastre, apoi este floarea și mai spre noi de la floare este fluturile. Dar nu puteam să fac fluturile și apoi să colorez pe lângă el floarea, pentru că nu ar fi ieșit floarea atât de frumoasă cum este acum. Mi-a fost foarte greu și aproape imposibil, dacă nu chiar imposibil, să pot să fac petalele acelea pe lângă fluture. De aceea, întotdeauna să țineți minte că când avem așa o compoziție mai, cu mai multe elemente, să ținem cont întotdeauna de ordinea lor, de la departe spre aproape. Și întotdeauna să începem să le facem pe cele mai de departe și apoi continuăm cu cele mai de aproape. O să fac și probabil am făcut, dar dacă nu o să fac, depinde când vă uitați voi la acest videoclip și peisaje, și o să vă explic mai mult în peisaje cum facem cei mai îndepărtați munți, apoi munții din semidistanță și așa mai departe, straturile de apropiere și depărtare, layer-urile, să le zic așa. Mai dau cu un strat de galben și o să vreau să folosesc și niște alb în galben ca să trasez niște zone mai de diferită tonalitate, de diferită valoare în cadrul aripioarelor. Pensula care acum o folosesc este o pensulă rotundă, dar nu, la fel, nu contează, v-am spus, nici numărul atât de important, nu contează că e 6, că e 8, că e 10, numărul înseamnă cât de mare este pensula, cât de, iar asta conține de cât de mare e suprafața pe care aveți nevoie să o acoperiți cu culoare, pur și simplu. Scuzați în cacofonia, cu virgulă culoare. Arată foarte drăguț, sunt foarte plăcut vizual galbenul acesta cu verdele și la fel cu maroniu care se vede prin, și verdele, se vede prin roșu. Mie cromatic îmi place foarte mult această combinație. Și acum o să facem la fel, curățăm bine pensula, o ștergem foarte bine să nu mai aibă nici apă, nici nimic în ea. Și cu galben
amestecat cu un pic de alb pe care l-am pus acum pe paleta mea improvizată, o să mai deschidem unele zone ale aripioarelor, să zic așa. Vedeți că amestec, dar nu fac cu uniform. Și pur și simplu, ca să zic așa, trag de vopsea, trag de culoare și acopăr, dar nu în totalitate aripa, la și zone care sunt să vadă portocaliul, ocrul de galbenul de dedesubt și îmi place să lucrez bine cu vopsea acrilică, trebuie să ne mișcăm destul de repede pentru că ea se usucă destul de repede. Dar e frumos și pe uscat. Când e uscată, putem trage, de exemplu, de culoare cu o pensulă uscată și putem face un degrade foarte drăguț, foarte interesant. Dar asta, la fel, prin practică, o să vă dați seama și o să vă deprindeți cu mai multe feluri de tehnici. Nu știu dacă sunt tehnici neapărat, ci mai mult niște șmecherii, ca să le zic așa, pe care le deprindem pictând. Partea mai nasoală, ca să zic așa, este că am avut o problemă cu camera video și după ce am terminat de pictat și de colorat și când mi s-a părut mie că e ok aripa, am lăsat să usuce și apoi când am pornit din nou camera și am pictat ultimele detalii, adică conturul la floricică, conturul la fluturaș și am pus și niște bolinuțe pe la aripioare, nu s-a filmat. Dintr-un motiv care nu-l cunosc, ori a avut o eroare camera, ori nu știu, nu s-a filmat, așa că eu o să vă las de la minutul 17 până 17 jumate, nu știu exact cât, sau chiar 18. Oricum, urmează acum, o să vă las imaginea finală ca să puteți să continuați să pictați încă 5 minuțele. Îmi pare rău pentru acest lucru, dar n-a ținut de mine, a fost pur și simplu o eroare din cameră. Chiar nu știu din ce cauză și sper să nu se mai întâmple. Vedeți că tot la fel cu acel maro l-am deschis un pic cu galben și am făcut o parte mai luminată fluturașului nostru, iar cam acum s-a terminat înregistrarea și voi o să continuați să pictați uitându-vă această imagine cu fluturașul meu final. Ce am mai făcut eu în continuare este că am folosit negru și am conturat cu negru diluat cu apă, cu o pensulă liner subțire. Am conturat floricelele, am conturat fluturașul, i-am conturat și corpul, i-am făcut piciorușe, i-am conturat și aripile și i-am înnegrit-o partea aceea de sus. Am colorat-o cu negru. Pur și simplu încercați să reproduceți ce am pictat eu aici, la fel și tiparul acela de bulinuțe albe. Eu sper că v-a plăcut tutorialul, o să vă las următoarele 4 minuțele cu o melodie relaxantă și cu această pozică să o vizionați și să terminați fluturașul. De nou îmi cer scuze pentru faptul că nu s-a înregistrat, dar nu a ținut de mine. Sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vom reauzi în tutorialul viitor, adică mâine. Pa, pa!